Incidentul a avut loc într-un oficiu poștal din cel mai mare cartier al municipiului Pitești. Nu era multă lume în interior, întrucât factorii poștali erau plecați pe teren. Angajații care se aflau în oficiu au fugit când au văzut că acesta s-a umplut de fum. Pompierii au intervenit în municipiul Pitești, cartierul Tribale, pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un oficiu poștal. La fața locului au constatat că nu există victime, personalul de pe locul de muncă evacuându-se înainte de sosirea forțelor de intervenție, iar incendiul se manifesta cu flacăre deschise în interior și cu degajare mare de fum. Au acționat pentru evacuarea fumului și pentru stingerea incendiului, acesta fiind localizat în zona centralei termice care se afla în respectiva încăpere, și la câteva elemente combustibile, materiale combustibile din interior, din apropierea centralei. Locul unde s-a produs incendiul a fost camera centralei, o încăpere separată de birouri, focul neextinzându-se la locul unde se află documentele și arhiva instituției. Pentru că pompierii au ajuns foarte repede și au intervenit prompt, focul a fost stins imediat.